Tradiții reinventate și nemulțumiri la rugenoasa. Sângeroasa bătaie dintre vălenii și delenii care își dispută întâietatea la balurile și vetele din sat s-a transformat într-o parodie. Temutele ciomegi au fost înlocuite cu cocen de porumb, iar îmbrâncelile în dansuri, de frică să nu fie cercetați penal. Asta după ce reprezentanții poliției și prefecturii județului Iași, ai jandarmeriei Bacău și primarul comunei, au stat de vorbă cu cele două grupuri de tineri pentru ca în acest sens să nu mai aibă loc manifestări violente și incidente sângeroase. De cealaltă parte, sătenii, dar și unii dintre spectatori s-au declarat nemulțumiți și dezamăgiți pentru că tradițiile nu au fost respectate. Vinim de la București ca să vinem trănită și nu ne lăsați de vin. Băta scofiescă și să domești dosar penal. Polițiștii și jandarmii au sosit la fața locului încă de la ora 2 dimineața. Ei au fost împânziți pe străzile principale ale comunei, misiunea lor fiind cea de a preîntâmpina orice act de violență. Comandamentul a fost organizat la sediul primăriei sub coordonarea șefilor jandarmeriei, poliției, prefecturii și a primarului localității. Nu au fost înregistrate evenimente sau incidente la adresa ordinii și siguranței publice. Am vrea de asemenea să informăm publicul despre faptul că am derulat o amplă campanie de conștientizare și de prevenire a cetățenilor din această zonă înainte de eveniment cu privire la faptul că aceste manifestări tradiționale trebuie să se desfășoare într-un cadru normal și civilizat, așa cum este reglementat de lege. Și mai mult de atât, am vrea să mulțumim autorităților locale, domnului primar, domnilor consilieri care ne-au sprijinit în această activitate. În jurul orei 7 dimineața, peste 500 de oameni s-au adunat pe strada principală, acolo unde ar fi urmat să aibă loc bătaia tradițională. Printre ei se aflau și tineri veniți din comunele învecinate sau chiar din alte zone ale țării, alături de 10 de jurnaliști. În jurul orei 8, vălenii și-au făcut deja apariția. Au intrat în curțile oamenilor unde erau cinstiți cu băutură și încurajați să se bată cu bâtele fără a ține cont de avertizările autorităților. Unii au făcut tot ce le-au stat în putință pentru ca sângeroasa confruntare să aibă loc. Vălenilor li s-a spus că delenii au pregătit deja cuțitele, fiind astfel provocați, deși cei din urmă nici măcar nu și-au făcut apariția. Mai mult, proprietarea locuinței unde erau adunați vălenii i-a îndemnat pe tineri să se bată și să-i atace pe jandarmi cu petarde și bombe artizanale.
De asemenea, au avut loc și câteva acțiuni nereușite de diversiune pentru ca mascații să scape din cordonul jandarmilor. Nu jucăm aici. Dacă ies cu vâtre de aici, deci avem înțeles la primărie. Nu te temut. Nu te temut aici. Oameni de chiar chiar să se gata că mi-au adunit și fugăriți. Asta e și ce vă rește nimeni. Vinim de la București ca să vinem trădintă și nu ne lăsăm să vinem. Aici e sfârșirea și aici alea stăpoare. Dar știți cum e? Știți cum e? Foarte periculos. Nu se bate. Foarte periculos. Dar parcă așa era. Nu se bate. Nu se bate. Nu se bate. Așa odată la realitatea ziua. Scuze, vine mă leasă de lume dacă nu aici. Sunt prietenie și dăm mâna și pisa. Da, hai să mergem la lume. Domnul Colonel Costu, știți cum e problema cu biciul? Problema e cu biciul, asta e. Asta e, cu șușul. Majoritatea din ei au șuș. De acolo, de sus. Da, Ilie, așa cum spune Vasile. Da, majoritatea din ei. Fiecare ține care mare, care mare! Până la urmă, mascații au ieșit cu bâtele pe stradă, deși cu câteva zile înainte au jurat pe Biblie că în acest an vor ieși doar cu bicele. La fața locului au sosit imediat comandanții poliției și jandarmeriei și primarul. Intervenția lor fermă i-a făcut pe tineri să renunțe la violență. Sănătate, fericire, anul nou, cu bucurie și toate cele bune și îi aștept să vină la mine la primărie, fără brețe, fără nimic, să-i primesc acolo și să-i servesc un par de vin. Nu sunt până așa pe vechi, nu mai primesc. Dacă anul ăsta nu vin după amează, nu o să fie, nu mai primi niciodată și gata. Când se face timpul, nu s-a fișat, nu știu nimic când se face timpul. După cu 10 băieți, din cap s-a doar atât, pe vale, eu n-am văzut bine. N-am văzut, n-am auzit. Îi aștepti băieți fără bețe la primărie. Fără să se întâmple nimic. Nu mai vin la primărie. Dar ce garanție aveam și eu de garanție. Ce se va întâmpla dacă ei vin în continuare cu plâng? Așteptați, 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 așteptați. În semn de protest față de inflexibilitatea autorităților, tinerii văleni au ieșit din nou în stradă, unii fără măști, alții înarmați cu cocen de porumb, în loc de bâte, simulând o bătaie între ei. Oh,
Sătenii au plecat nemulțumiți pentru că în acest an nu au mai avut parte de spectacol. Ei spun că tinerii trebuiau să fie lăsați să se bată așa cum cere tradiția, dar fără să aibă loc incidente sângeroase. De cealaltă parte, autoritățile s-au declarat mulțumite pentru că au reușit să țină sub control această situație fără acțiuni sau intervenții violente. Astăzi, 31 decembrie, nu au fost înregistrate incidente deosebite la această sărbătoare. Polițiștii din cadrul serviciului rutier, după cum se poate observa, dirigează traficul rutier pentru a preîntâmpina blocarea drumului public. Polițiștii de la ordine publică continuă acțiunea pentru a asigura menținerea ordinii și liniștii publice pe raza Comunei Ruginoasa și nu numai. Și în zilele următoare vom avea acțiuni pentru a preveni orice fel de incidente. Bătaia tradițională de la Ruginoasa s-a încheiat în acest an, nu cu anchete penale și intervenții medicale de urgență, ci cu cântece de fanfară și o cană de vin fiert în fața Centrului Cultural din comună. Deci, se poate sărbători și fără violență. Acest an, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să facem, cum să spunem, o înțelegere ca toți cei care s-au mascat până acum să nu iasă cu băte, să nu iasă cu măciuci, cu pari, cu alte obiecte contundente și îi felicit pe toți cei care au participat în aceste condiții optime. Menționăm că anul trecut tradiționala bătaie cu bâte între cetele de mascați de la Ruginoasa din ultima zi a anului n-a mai avut loc, jandarmii împiedicându-i pe membrii celor două tabere să ajungă față în față și să se lovească reciproc. În 2011, pe 31 decembrie, 4 persoane au fost rănite în urma confruntării cetelor rivale de mascați din comuna Ieșeană Ruginoasa. 3 dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar cea de-a patra a refuzat să fie transportată la o unitate medicală. În urmă cu 6 ani, confruntarea de la Ruginoasa a degenerat, mascații, dar și localnici atacând forțele de ordine și existând câțiva răniți. În urma incidentelor din 31 decembrie 2007, au fost întocmite 6 dosare penale, iar 20 de persoane au fost amendate.